V-aș ruga să ne oprim doar o secundă și să rugăm pe doamna decan Miricioi Mureșan să difuzeze un reportaj care este cald, să zic așa, de-abia au venit colegii noștri de la întâlnirea pe care o să vedeți. Introducerea grefierului european îi va degreva de sarcini pe judecători. Despre rolul grefierilor în contextul creșterii volumului de sarcini judiciare în sistemul de justiție din Europa s-a discutat astăzi la adunarea generală a Uniunii Europene a Grefierilor, eveniment care s-a desfășurat pentru prima dată în 44 de ani într-o țară est-europeană. La ora actuală, conceptul de grefier european există în Germania și Austria. România este prima țară care dorește să preia această instituție și sperăm să deveniți un model pentru alte state europene, astfel încât acest organism să fie implementat în spațiul comunitar pentru unificarea sistemelor juridice europene. La adunarea generală s-a dezbătut Cartea Verde, document promovat de Uniunea Europeană a Grefierilor și cu sprijinul Confederației Sindicale Naționale Meridian. Într-un stat de drept avem nevoie de o judecată dreaptă, de o justiție dreaptă. Vrem neapărat ca această profesie de grefier să fie nu numai pentru muncă, nu numai pentru corvoadă, să fie de decizie, cum este și în Uniunea Europeană. Ministerul Justiției din România va promova o propunere legislativă de modificare a atribuțiilor grefierului pe baza recomandărilor din Cartea Verde a Grefierului European. Cred că în cursul acestui an sau cel mai târziu, în prima parte a anului viitor, cu sprijinul Parlamentului vom avea o lege a personalului de specialitate în instanțe și parchete. E un eveniment, nu dacă ați reținut, 44 de ani pentru prima oară în România, înseamnă ceva. În continuare, telefoane de la telespectatori, domnul Cornel Zană din Craiova, mulți oameni în intervalul de vârstă 20 de ani, 65 de ani, nu apucă să iasă la pensie, doar contribuie la casa de pensii. Există o astfel de statistică? Statistici, avem tot felul de statistici, dar așa să răspund punctual nu vă pot spune acum. Acest lucru se întâmplă peste tot în lume. Discutăm de un sistem de tip contributiv. Acele persoane nu beneficiază în nume personal, dar pot beneficia urmașii acestora, dacă discutăm de soțul supraviețuitor, copii, urmași, în condițiile legii. Și astea, reguli, se întâmplă peste tot în lume, numai în Domnul România. Domnul Măciucă din Germania are 55 de ani, de 10 ani are pensie medicală dată de către statul german și dorește de peste 5 ani să obțină pensie medicală și în România, dar nu reușește. Cel învățat să facă. Acum nu știu care sunt condițiile pe care le are persoana care ne spune despre acest lucru, care sunt condițiile de, în relația cu statul român, cât a activat în statul român. De când România este stat membru al Uniunii Europene, suntem semnatorii și aplicăm regulamentele în ceea ce privește europene, în ceea ce privește securitatea socială și în mod special pensiile. Dacă dânsul a solicitat acolo o pensie de invaliditate, statul german este cel care va face demersurile pentru, și dânsul are activitate în România care trebuie recunoscută pentru a-și întregi Mai vând întrebări despre de la telespectatori, dar am promis în comentariul nostru de început că vorbim și despre stațiunile balneoclimaterice, despre posibilitatea ca pensionarii să beneficieze, mai ales că s-a ieșit din sezonul estival și dumneavoastră, prin intermediul dumneavoastră, există astfel de posibilități. Putem să intrăm în niște categorii? În sistemul public de pensii, pe lângă principalul drept pe care îl asigurăm pensionarilor, respectiv pensia lună de lună, acordăm și aceste prestații în natură, cum ne spunem noi, sub forma biletelor de tratament într-o stațiune balneară. Noi am asigurat trimiterea la tratament în majoritatea stațiunilor de renume pentru profilurile de tratament cunoscute și reglementate de Institutul de Balneologie. Așa cum dumneavoastră precizați, acum posibilitatea de trimitere este asigurată pentru că presiunea în ceea ce privește perioada de sezon a trecut, pentru care chiar rugăm pensionarii care nu au beneficiat de un astfel de bilet în perioada de sezon să se adreseze caselor de pensii și cât încă vreme
vremea mai este bună. Avem contractele încheiate până cu prestatorii de servicii până la sfârșitul lunii noiembrie, așa că ar fi păcat să mai avem locuri care nu se valorifică și să nu beneficieze Da. Dar înțeleg că totuși e destul de mare înghesuială, pentru că s-au contractat 188.000 de exemplu, 655 de locuri și aproape 170.000 deja s-au realizat. Asta înseamnă, dacă cumva statistica este bine, înseamnă ceva, dar în același timp înseamnă și că e foarte căutat. Iar pentru 2011 văd că avem 205.027 în septembrie contractate. Acum, pe această perioadă, eu zic că nu suntem în situația de a nu rezolva toate cerințele. Mai ales că de 2 ani am instituit, iarăși învățați cu punctajul de la pensie, am instituit și un sistem de punctaj în ceea ce privește calificarea persoanelor care depun o cerere. Și acolo, tocmai pentru a elimina cozile acelea de care dumneavoastră aveați cunoștință, cu care ne confruntam la casele de pensii, mai ales în perioada de sezon, și atunci și cererile s-au înregistrat de la începutul anului și ele au fost punctate în funcție de cuantumul pensiei, de diagnosticul medical stabilit în recomandarea medicală, de dacă sunt soț-soție, dacă au mai beneficiat de bilet de tratament. Am încercat să identificăm să toate criteriile și să facem cât de cât o echitate, pentru că a elimina acea presiune creată de acele persoane care beneficiau an de an și în același moment al anului. Care știau deja tabieturile, veneau, le speculau, iar altul care poate merita mai mult, pentru elementele de corupție care puteau apărea și la nivelul funcționarilor. Acolo unde este o cerere care nu poate fi satisfăcută, există loc și de corupție. Și atunci, și atunci am instituit un sistem de punctaj. Mai mult decât atât, persoanele care au avut o cerere respinsă pot solicita reactivarea cererii în această perioadă. Am înțeles, să mai răspundem, dacă mai putem, pentru că mai avem doar vreo 2 minute, 3. Domnul Lucaș din Făgăraș a depus dosarul la Casa de Pensii din Făgăraș. Are vârsta de 56 de ani și grupa a doua de muncă, pentru că a depus dosarul anul trecut și s-a spus că acum nu se încadrează și nu poate ieși la pensie. Ce să fac? Ce se întâmplă? Noi am avut în perioada a doua anului 2010, a fost suspendată înscrierea la pensie anticipată. Dacă a avut o cerere de înscriere la pensie anticipată în anul trecut, în baza legii trecute, ea n-a putut fi soluționată. Așa cum arată datele la acest moment, s-ar putea să nu mai îndeplinească. Iar în noua lege, condițiile de înscriere la pensie anticipată sunt altele. Da. Și atunci este pe provedere legală. Din Prahova, 52 de ani, domnul Vasilescu, din 2004 este încadrat cu grad de handicap accentuat. Lucrează. Acest grad îi aduce vreo reducere la vârsta de pensionare? Acum nu știu dacă handicapul a fost preexistent. Pentru persoanele cu handicap există reglementări speciale în lege. Nu vă pot da detalii până când nu văd documentarul. Domnul Cotuț Traian din Jibou. Au facilități. Un regim, da. Este pensionar la limită de vârstă, lucrează în continuare, a depus cerere pentru recalculare în data de 5 martie la Inspectoratul Sălaj. Nu a primit nimic până acum. Ce să facă? Să vă lăsăm în primul rând. Da, mai ne lăsați în coordonatele să verific. Noi am avut și o ușoară rămânere în urmă datorită implementării așa destul de fără o perioadă de pregătire a legii. Legea a fost adoptată în decembrie și în ianuarie a devenit aplicabilă. Și am avut ceva probleme la implementarea legii și am prioritizat pensiile, înscriere noi la pensie, lăsând mai la urmă aceste recalculări. Recalculări ce presupunea adăugarea perioadei lucrate după pensionare și le-am prioritizat în funcție de nevoie. Cer scuze, s-a epuizat spațiul emisiunii noastre. Vă mulțumim și în același timp telespectatorii spune că celelalte întrebări care nu am putut să le răspundem, le vom răspunde pe Facebook. Rămâneți pe canalul Televiziunii Publice pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere!